Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Conjuncția Soarelui cu Mercur pe 17 martie va aduce o perioadă de timp favorabilă pentru luarea unor decizii importante și semnificative pentru majoritatea dintre noi. Ziua de 17 martie va avea un succes deosebit pentru cei care sunt angajați în domeniile intelectual și științific precum și în comerț și consultanță, noile cunoștințe vor aduce nu doar comunicare plăcută, ci și intimitate spirituală începând cu 15 martie. Sfera spirituală este activată în special la acei oameni care urmează un program de viață înalt, inspirația și creativitatea îi așteaptă pe oamenii de artă, va fi posibil să creeze ceva original și neobișnuit. Quadratura lui Marte și Mercur pe 18 martie ne va duce anxietate, nervozitate, neînțelegeri în sfera publică și de afaceri. Este posibil ca examenele să nu meargă bine, iar comportamentul care îi provoacă pe șef poate duce la probleme la locul de muncă. Disfuncția sistemului nervos poate duce la probleme cu stomacul sau hipertensiune arterială. Trebuie să fi deosebit de atentă când conduci o mașină când folosește obiecte ascuțite, echipamente. Perioada nu este favorabilă activității fizice și călătoriilor. Conflictele și confruntările cu cei dragi nu sunt excluse. Cuadratura lui Venus și Pluto te va obliga să acorzi atenție stării sistemului endocrin, timusului și tiroidei, precum și glandelor sexuale, care sunt deosebite de vulnerabile în acest moment. Reprezentanții elementelor Pământului Taur, Fecioară și Capricorn, pot experimenta criză în viața lor personală, poate apărea o situație când este necesar să se încheie vechile relații și să înceapă altele noi. În orice caz, acest lucru nu va fi nedureros. Relațiile de familie vor necesita, de asemenea, o resetare și sacrificii. Problemele legate de pensie alimentară, moștenire și finanțe vor primi un nou impuls și este necesar să le rezolvi, aruncând deoparte toate emoțiile. Moment nefavorabil pentru căsătorie, planificarea sarcinii și sărbători în familie. Sextilul lui Saturn și Venus de la sfârșitul săptămânii va oferi ocazie de a stabili o relație serioasă pentru cei care au visat de mult asta. O scădere a tensiunii este planificată pentru reprezentanții familiilor de pe întreg arcul zodiacal adică cei care în perioada anterioară au întâmpinată dificultății de înțelegere reciprocă, stabilizarea afacerilor și a finanțelor îi va ajuta pe mulți oameni de afaceri să-și îmbunătățească afacerea, iar unii chiar pot evita riscurile de faliment, o perioadă bună pentru orice proceduri cosmetice, ajustări de aspect, în ceea ce privește influența tranzitelor planetare asupra fiecărui semn zodiacal, Impactul lor combinat va afecta cel mai puternic semnele pământului, taur, fecioară și capricorn, care așteaptă schimbări în sfera personală, și semnele aerului, gemeni, balanță și vărsător, care vor trebui să dedice mult timp afacerilor și preocupărilor de familie, semnele de apă, rac, scorpion și pești, și zodile de foc, berbec, leu și săgetător, vor fi ocupate cu munca și finanțele, împingând totul în plan secund. Inspirația creativă va fi inerentă tuturor, indiferent de apartenența la un semn zodiacal sau element. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!